Situația epidemiologică în Uniunea Europeană rămâne gravă, au concluzionat liderii europeni reuniți în cadrul Consiliului European. Aceștia au pledat în continuare pentru accelerarea campaniei de vaccinare de la nivelul Uniunii Europene, calificând-o drept esențială pentru depășirea crizei sanitare provocate de pandemie de coronavirus. Cu toate acestea, trebuie inițiate pregătiri pentru o abordare comună de suspendare graduală a restricțiilor pentru a asigura că sunt eforturi coordonate atunci când situația epidemiologică permite relaxarea actualelor măsuri. Activitățile legislative și tehnice asupra certificatelor COVID-19 interoperabile și non-discriminatorii, pe baza propunerii Comisiei Europene, trebuie să avanseze în mod urgent, subliniază Consiliul European. Șefii de stat și de guvern ai statelor UE au participat la un summit al Consiliului European care s-a desfășurat în format videoconferință. În premieră pentru astfel de reuniune, la întâlnirea liderilor europene, a participat și președintele Statelor Unite, Joe Biden.